Adică vrei să insinuezi că m-am sclerozat și că nu mai știu pe ce lume trăiesc, nu? Nu, disperatule, este un cadou simbolic. Ca să numeri zilele până când o să-mi iei tu viluță, o să facem nuntă și o să mă lași... Dar nu vreau să te las pisoi! Tu ești viața mea, nu vreau să ne despărțim. O să mă lași însărcinată, iubire, că imediat cum o să ieși președinte, o să faci toate lucrurile astea. Nu o să mă mai amâni, nu-i așa? Normal, iubito. Mă rog, dacă să fie posibil, că îți dai seama, în calitate de președinte de țară, o să trebuiască să mergem în diferite vizite oficiale, să cutreierăm lumea în lung și în lat. S-ar putea să nu prea avem timp de supravegheat șantiere. Vandame, o să ne-l supravegheze ministrul dezvoltării regionale. Că o casă, așa cum vreau eu să fac, înseamnă dezvoltare regională. O să vină mii de turiști să se holbeze la ea. O să cheltuie, deci, bani la buget. Deci, dezvoltare regională. Deci, ministrul dezvoltării regionale o să grăbească construcția. Ema, ministrul ăla, nu o să fii cumva chiar tu? Eu? Iubire, tu ai nebunit? Mă faci șantieristă? Adică o să merg eu în cizme de cauciuc printre buldozere. Eu vreau să merg desculță pe nisipul fierbinte, așa cum face ministrul turismului. Ministrul dezvoltării regionale este și ministrul turismului. Da? A, păi atunci o să spargem ministerul în două. Eu o să rămân la turism și la dezvoltare regională o să punem pe altcineva. Că-ți dai seama că nu o să merg eu cu burta la gură pe șantier. Și nu o să poți merge nici în vizitele oficiale. Ce faci, cardita mai burta prin avioane? Dar stai liniștită, că nu o să pleci nicăieri. Nici Parisul, nici Las Vegasul, nici Dubaiul. O să ai timp să le vizitezi după ce naști, după ce ori crește copiii mari. Cine știe, poate în al doilea mandat, dacă îl mai prind. Păi, tu ți-ai programat deja vizite la Dubai și Las Vegas? Înțeles. Păi nu acolo sunt cei mai mulți bani? Nu trebuie să adun fonduri ca să scoatem țara din criză? Bă, vin și eu! Păi și copilul? Cu cine stă? Să mă aștepte! Prima dată interesul național și după aia interesul propriu. Nu am zis că ne sacrificăm pentru țară? Da? Am zis, nu? E, și dacă tot mergem la Las Vegas, nu vrei să ne cununăm la capelă? La capelă ne cununăm pe soi. Deghizați ca aia din Avatar? Ca aia ne deghizăm dacă așa vrea neitiria mea. Hai, pune calendarul sau undeva să numărăm zilele până plecăm la Las Vegas. Uite, ziua de azi aproape că s-a dus. Ha! Pa, pa! Să trăiți? Așa, da? Să trăiți? Să trăiți! Să trăiți? Trăiți! Măi, Afrodita, eu nu zic să nu trăim toți, dar vezi tu, nu putem trăi toți la fel. Pentru că unii suntem șefi, iar alții suntem agenți. Corect, are dreptate, șeful. Uite, unii dintre noi trăiește la vilă și alții trăiește într-un apartament amărât de bloc, la confort redus, cu o soție redusă și cu copilaș cu inteligență redusă. E cumva vreo aluzie la cineva de aici, Chiorete? Nu, șeful, nu-i nicio aluzie. Era așa, o constatare. La tine se referea. Ha, șeful ăsta v-a făcut copiii tâmpii și soția nașpa. Așa, măgarule, ieși imediat afară. Minte-mă, tu nu l-ai auzit? Foarte că a vorbit așa în general. Tu i-ai zis pe față care copiii reduși și soția nașpa. Tu nu ești atent la discuție? Corect, ieși afară, nerușinatul. Ieși acum, să nu te mai văd. Vezi, bă, rușinea secției. Că... Chiorete, am și o rugăminte la tine. M-a ajuns să nu-i mai văd fața nerușinatului ăsta măcar o oră. Am înțeles, șeful, puteți conta pe mine. Fermeți patria. Nu face nimic. Și acum că am rămas numai noi doi, Afrodita, să-ți explic cum stau treburile. Nu pe ei trebuie să-i saluți respectuos, ci pe mine, pentru că eu sunt șeful. Și nu pe ei trebuie să-i asculți, ci tot pe mine, pentru că tot eu sunt șeful. Ei, ce crezi? Poți să-ți minte chestia asta? Mă străduiesc. Și dacă uit, mă ajutați dumneavoastră, da? Să-mi aduc aminte. Faceți un semn discret. Ok, dar trebuie să-mi răspunzi și tu prin același semn ca să-mi dau seama că ți-ai reamintit. Bun. Vă răspund, da? Care e semnul? Asta.
Ok. Ia, arată-mi-l să văd că l-ai reținut. Ăsta. Ia, arată-mi-l să văd că l-ai reținut. Fără ăsta și fără arată-mi-l să văd că l-ai reținut, doar... Fără ăsta și fără arată-mi-l că l-ai reținut, doar... Atât. Atât. Fără atât, doar... Ce ai, mă, femeie, dă-ți pihalul ăsta? Ue, ce am? M-am speriat de tine! De mine? Adică sunt nașpa sau ce? Ce am? De țipătul ăsta al tău de groază! Măi, Vandome, tu ai devenit la bile, ai început să țipi așa ca muierile? Da, de unde știi tu? Sunt psihologă, da! De unde știi că am țipat eu? Păi te-am auzit! Ce s-a părut? Ai auzit propriul țipăt și de-aia te-ai speriat! Și eu de ce am țipat atunci? Și mă întreb pe mine. Tu ar trebui să știi răspunsul, că ești psihologă, da? Vandame, mi se pare mie sau tu ești cu nervi în pioneze și vrei să te ascunzi de anumite reacții necontrolate, nu? Nu sunt cu nervi în pioneze! Ok, ok. Șeful are întotdeauna dreptate. Uite, raportul cu starea șantierelor. Acum chiar o să ai de ce să țipi. Ce faci, mă, nu e zdravăn? Ce faci, păpulețule, e nebunit? Păi nu tu mi-ai făcut semn să... Nu ție ți-am făcut semnul! Afrodita, de ce nu mi-ai răspuns? Păi de ce să-ți răspundă, mă? De ce să-ți răspundă? Că poate n-are sentimente pentru tine, nu? Așa, Afrodita? Ce sentimente? Vezi, n-are. Dar nu de sentimente, era vorba, idiotule. Ăsta era semnul pentru salut. Ai uitat, mă, fată, că ți-am explicat acum 5 minute. Mă scuzați, vă salut acum. Să trăiți, domn comandant. Telore Paus. Mă, Afrodita, să știi că nu eu sunt șeful acelea, mă, el e. Hai, mă, fată, poți să faci și tu un efort să-ți aduci aminte măcar atâta lucru? Când ne bagi în belea cu lumea. Afrodita, tu-ți bagi joc de mine, mă? Da. Da? Ei bine, hai să mi-o plătești. Stai, calmează-te. Ăsta era răspunsul la întrebarea lui Chiorete, nu la întrebarea ta. Nu știi că e defazată cu 10 secunde? Așa, Afrodita? Nu. Ăsta e răspunsul la întrebarea ta. Stai, când nebunesc. Stai. Și acum vine Dau pentru ultima întrebare. Da. Ai văzut? Clar, când nebunesc. Pare și predispus, bre. Nu nebuni, mă, pur și simplu renunță la pretenția asta stupidă să te salute lumea ca un mare șef. Nu renunți, uite așa, nu renunț. Nu renunță. Păi nu renunț, bă, nu renunț. Păi uite, nu renunță, mă. Crede-mă, e super stresat. De unde știi? Pupăză, sunt psihologă. Știu, dragă, dar cum ți-ai dat seama? Veni la consult, ia pastile, dă-mi și mie niște detalii, că nu pot să mă bucur așa pe neverificate. E irascibil, crizat și se sperie la orice factor de stres. Țipă ca muierile când se trântește o ușă. Păi în acest caz, iubirea de popor mă obligă să aduc la cunoștință opiniei publice în ce hal se prezintă contracandidatul meu, ca să nu-și mai ia iar țeapă la alegeri. Dar pentru asta îmi trebuie dovezi, așa că o să-ți dau o cameră să-i o pui lui în birou ca să lucrăm cu materialul clientului. Păi, nebunit, dar nu pot să fac așa ceva. Nu e corect. Da, ce fac politicienii, e corect? Că dacă am fi știut dinainte că toți sunt labili și nemernici, îi mai vota cineva vreodată în viața lor de nemernici ce sunt? Da, că lumea nu judecă. Dacă vede două pungi de mălai și o găleată de plastic, ștampilează orice. Mă rog! Da, eu trebuie să-mi fac datoria și să-i informez și tu trebuie să mă susții pentru că este în joc viitorul copiilor noștri. Nu putem să-i condamnăm să trăiască într-o țară cu politicieni labili psihic. Gândește-te, Teo, sunt copiii noștri, sunt lumina ochilor noștri, sunt viitorul nostru, Teo! Pupăză, tu n-ai făcut publică relația noastră? O, tot lălăi cu runta aia de câteva săptămâni și îmi vorbești de copiii noștri! Păi și care-i problema că le putem face pe toate odată? Și anunțul, și nunta, și botezul. Ca să economisim capital, că e criză, nu? Plus că gândește-te, dacă îl demaști, iese din cursa prezidențială și nu o să mai fie nevoită să lucreze el. Că nu o să mai fie nevoie să-l spionezi. De-aia mai băgat o asistenta lui? Să-l spionezi? Nu, iubitul, cum poți să crezi așa ceva? Pentru bani!
Doar știi că la mine banul e pe primul loc. Dar dacă ajung președinte, nu o să mai fie nevoie să lucrez niciodată. O să te țin numai în puf. Și facem și publică relația, poftim. Ia zi, mă ajuți? Dar să dea naibă, să nu faci ceea ce ai zis, că... Să stai așa. Ce-am zis? Că am vorbit vreo 10 minute și punctează-mi așa un pic. Stai, dragoste! Afrodita, m-am gândit tot weekendul și știu cum facem. Că memoria vizuală e cea mai bună. Uite, mi-am pus chestia asta. Pentru ce? Ca să te ajut să mă deosebești de restul subalternilor. Că n-ai cum să nu observi. E și de la șef. Corect. Să trăiți! Șeful, aveți ceva pe... Știu, Solomone, am pus-o ca să ajut pe Afrodita să știe cine sunt. Genial, șeful! Mă duc să le spun și colegilor. Ce zice Afrodita? Facem o probă? Facem, șeful. Și de la șef. Și de la șef. Să trăiți, șeful! Ai văzut, Afrodita, că funcționează? Să trăiți, șeful! Ah, dar nu e nevoie să mă salut de mai multe ori. O singură dată e suficient. Dar nu pe dumneavoastră v-am salutat, pe celălalt șef. Da, asta nu e șef. Păi cum nu e șef? Uitați, are și de la șef. Așa, Solomone, te dai șef? Nu șeful. Păi atunci ce-i cu șiul ăla la tine, pălărie? Păi n-ați spus dumneavoastră că asta e o metodă să ne recunoască mai ușor? S de la Solomon. E inițiala mea, șeful. Afrodita, o să facem altfel să ne fie mai clar. Uite, acum C de la comandant. E clar? Da. Să trăi, șeful! Că nebunesc! Dar C. C de la chiorete. De la comandant. Yes! Ce se pare? Să nu mă deranjeze nimeni, că am treabă. Da, șeful. Mă, ăsta o să mă umoare de inimă într-o zi. Bine că nu mi-a luat unul de 100 de chile. Pe tot mileniu. Nici pe Emana la să intre? Ai senzația că o poți opri? Încearcă, dar vezi că spitalizările nu se mai decontează. Că e criză. Mersi! Hai că metoda asta n-are cum să dea greș, că e auditivă. Îți declanșează automat motorașul. Acum i-a venit. Fii atentă. Înainte să intru, întredeschid ușa și bâzii. Plângeți? Haide, șeful, să nu creadă colegii că mă implora să vă salut. Bâzii ca o muscă, mă, Afrodita. Bâz, bâz, bâz. Și îți dau timp de reacție 10 secunde și pe urmă intru. Ce zici? Mi se pare floare la ureche. Să trăiți, domn comandant! Să trăiți, domn comandant! Ha, ai văzut, mă, că s-au obișnuit? Acum te salută și la plecare! Bă, încetați cu jocurile astea infantile și cu harmălaia în secție! Bă, dacă mai aud musca, vă tai la toți din salarii! Clar? Ce are, bă? I s-a zis salutul la capul ăsta! Hai, hai, mă! Să trăiți, domn comandant! Nu mai trântie ușa aia așa? Scuze! N-am vrut să te sperii. Nu m-ai speriat deloc. Dar suntem într-o clădire cu bulină și n-am bani de alt sediu. Ce vrei? Eu nimic. Am vrut să te întreb dacă îți trebuie ceva. Teo, dacă îmi trebuia ceva, te chemam. Relaxează-te, e super stresată, ce-ai? Eu?
Da? Tu? Uh-huh. Nu vezi, trântești tu și îți faci grijă, Iurea. Știi ceva? Ia-ți liberați. Du-te acasă și odihnește-te. Sau nu? Ii și tu cu cineva în oraș. Luați cina. Cu un bărbat. Uh-huh. E păcat de tine, Oteo. Că ești fată tânără, ce naiba? Vadame, eu văd că ușor, ușor așa te transformi în psiholog. N-am ce să fac. Un președinte de țară trebuie să se priceapă la orice. Da. E și păcat să nu fur puțină meserie de la tine cât mai stai pe aici. Mulțumesc, te foarte amabil ești. Pa! Pa! Ușa! Băi, ești nebun, deja apărut muștele? Ce e ăla, mă? Insecticid, că am fost prevăzător. De ce n-a zis șeful să n-audă musca? Ce vrei, să ne taie din leafă? Poate moara! Să fii domn comandant! Am intrat de 10 ori, dar nu s-a mai sperie, nu mai țipă, nu mai face nimic. Păi intră și tu mai brusc. Cât de brusc, pupă asta, cât de brusc. Că am scos ușa aia din țâțâne, atât am smucit-o. O să-mi o impute la salariu. Lasă, dragă, că o plătesc, eu îți promit. Așa cum ai promis că faci publică relația noastră? Nu, dragă, de data asta chiar o să mă țin de cuvânt. Deci promisiunea cu nunta a fost o minciună. Nu, mă, iubito, am formulat-o eu greșit. E stâmpit. Adică eu am vrut să zic că chestia asta cu ușa se rezolvă mai ușor, că nu trebuie să pregătiri ca la nuntă. Pupăză, lasă vrăjala că nu ține. La asta nu te întrece nimeni. Vino și ia-ți repede camera că nu mai am ce să filmezi, da? Las-o acolo. Las-o acolo că cine știe cu ce-l prind. Și dacă s-a prins, mă, că e filmat. De-aia nu mai reacționează la nimică. Și dacă vede camera, dacă o găsește, o face bucăți. Fugi, fugi și ia-o și ne vedem la tine. Special ați făcut-o revernicilor. Nu, șeful, jur. Am crezut că sunteți muscă. Unde dracu ai văzut-o, bă, muscă așa de mare? În micuțul ponei salvează lumea. Unul dintre monștrii care atacau pământul era o muscă imensă. Aveam și părul voi? Chiorete, termină că te trimiză... Să ce, să învăț la bac, nu? Tu unde-ți vin, mă, toate astea? Cum să te trimit eu să învezi la bac? Nu, mă, vreau să te rog să moi și mie batista asta, că mă ustură ochii. Prietene. Camarade. Numai din cauza ta, idiotule, idiotule, idiotule! Bă, nu mai pâzii, bă, nu mai pâzii! Solomone, gata cu pâzitul! Schimbăm consemnul? Nu voi, Afrodita, nu schimbăm niciun consemn, îi spuneam lui ăsta să nu mai bâzie! A pâzit și el, scuze, nu l-am auzit! Să trăiți, domn comandant Solomon! Ai fost numit chiar comandant? Ți-am luat locul? E? Păi atunci să schimbă calimera! Cum îți permiți, băi, măgarule, să dai într-un superior, hă? Cum îți permiți? Solomone, e o confuzie, ia mă! Dar acum sper să te ții de cuvânt cu ce ai promis. Poftim. Ce-i cu ăștia? Pentru ușa lui Van Damme. Păi, să te-ți bați joc de mine? Dar cât costă, dragă, din ce-i făcută din aur? Pobădă! Da, dracului, dă ușa! Nu vrei să-i mai dai banii? Super economa mea! Știam eu că cine se aseamănă se adună. Da, sunt toți. Pupăză, ai promis că dacă te ajut cu filmarea, o să faci publică relația noastră. Corect! Cu condiția să fi avut ceva compromițător pe casetă. Dar n-ai! Că așa ai zis că n-ai. Și cum n-ai, trebuie să rămâi angajată la primărie, ca să câștigi niște bănuți. Ca să poți să te țin în puf. Că dacă n-ai, înseamnă că nici eu nu mai sunt sigur că ești președinte. Și atunci nu mai sunt sigur nici de puful promis. Că n-ai, că așa ai zis, că n-ai. Că n-ai, dar puf! Cum să dau, iubito? Că am promis. Tu vrei să fiu mincinos ca toți ceilalți politicieni? Păi atunci de ce m-ar mai vota lumea pe mine și nu tot pe ei? Da, chiar. Asta mă întreb și eu. Este pe lume plăcere mai mare. Dar de ce ești așa de vesel, Popozel? Ți-a născut purceaua? După câte se vede, nu. Tu ai început cu provocările. Ai insinuat că iubita mea e purcea. Poftiu? Mm-hmm. Adică eu sunt purceaua ta? Adică iubita ta? Din nou iubita? Nu, stai! Stai pe loc! Du-te la locul tău!
Du-te! Du-te la locul tău și stai jos! Șezi! Și acum întreabă-mă ce vrei să mă întrebi. De ce ești așa de vesel, pupăzel? Zi! Pentru că am făcut rost de un film cu Van Damme. Mă, ești infantil. Încă te mai uiți la filme de-alea cu picioare în cap? Nu, dragă, cu Van Damme primarul, nu cu Van Damme actorul Jean-Claude. Adică cu Van Damme, Van Damme? Aha. Auzi, și ce făcea? A, era cu Emma. Stai obsedat-o că nu face nimic. De asta este și bombă de presă. De-a lungul unei întregi zile de lucru, primarul nu face nimic pentru oraș. Doar citește presa și mănâncă crănțănele. Și care-i problema? Mai bine așa decât să facă tot felul de aranjamente ca toți primarii. Intrăm în trei... Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu dreptatea și adevărul. Într-un cuvânt, cu justițiarul neamului. În această seară vă voi prezenta o înregistrare bombă despre fața nevăzută a unui candidat la președinție. Ca să puteți vota în cunoștință de cauză, un președinte jucător sau unul stătător. Imaginile, vă rog! Priviți-l cum stă ca un trântor. Scuzați metafora, dar nu mă pot abține, că e plătit din banii noștri. Priviți cum orele se scurg și nu face absolut nimic. Doar toacă presa și crănțănelele. Ia behăie-mă mai încet și lasă-ne! Ce-ai făcut, inconștientule? Ce-am făcut? Te-ai sinucis electoral, mă! Eu? Și asta n-ar fi nimic, dar m-ai asasinat și pe mine! Adio, Ministerul Turismului! Adio, Dubai! Adio, Vegas! Stai, mă, pisoi, că știi și tu cum e lunea! Nici iarba nu crește, vorba aia! Hai, mă, lasă-mă cu... Păi ești nebun! Așa lene ți-a fost că nici filele de la calendar n-ai fost în stare să le rup, mă? Ia uite, e fila pe care ți-a lansat-o eu, sâmbătă! Eu rup foaia la sfârșitul zilei, pisoi, când ziua e dusă. Și vineri n-am avut ce să rup, că rupsesei tu. Rămăsesei sâmbătă. Și astăzi le-am rupt pe următoarele trei. Sâmbătă, duminică și luni. Să zicem că lenea o mai înțeleg. Dar prostia nu pot, mă, nu pot. Cum dracu să nu-ți dai seama că ăla care te filmează nu e petent și e paparazzo? Sau hai, nu te prind 10-15 minute, că e super ocupat. Citind presa și rănțăind... crănțănele! Dar să nu te prinzi nici când ăla nu se mișcă din birou tot cu orele! Măi, mă, dar astăzi am fost singur toată ziua, n-am avut niciun petent! Te-ai filmat singur? Și ai dat filmulețul lui Pupăză? Ha! Nu pot să cred! Bă, tu ești Joana la puterea infinit! Sunt Van Damme, dragostea mea! Trăiți! Trăiți! Să trăiți! Domn comandant! Vezi, bă, că se poate! Fiți atenți că vine domn Chestor în inspecție! Vine domn Chestor în inspecție? Da, vine în inspecție! Păi e clar, o să-și dea seama că nu mi-a revenit complet și o să mă zboare! Nu o să-și dea nicio seama, Afrodita, pentru că o să te acoperim noi, numai? Normal! Și o să ne acoperi și tu pe noi când o să avem nevoie, da? Cu orice! Cu orice? Da! Să nu uiți ce ai zis! Poponețule, stai mereu, că asta de-abia și-aduce aminte cum o cheamă pe ea! Afrodita, ai grijă cum mă saluți, că dacă greșești o să te dai de gol! Fii atentă la semnal! Bzzz. Până la urmă ți-am filmat o comară! Acum ai de gând să te ții de promisiune? Normal, dragă, da. Prima dată lasă-mă să-mi savurez victoria. Sau, de fapt, să ne savurăm victoria, că e a noastră. Ce? N-au scris încă nimic? Nu se poate. Ori închis redacțiile mai devreme, dar sigur la știri eu să-l desfințeze. Îți ridică în slavci că e un exemplu de urmat. Că nu face nimic? De fapt, ce mă mir, la așa popor muncitor, lenea e sfântă. Ci că e singurul primar din țară care stă la birou în weekend. În weekend? E o minciună! Nu vine niciodată în weekend. Eu l-am filmat luni, dar poți să te uiți pe cameră. Uite degeaba, Teo. Ia uite-te tu aici.
Dita, mai calendarul cu sâmbătă! A uitat să rupă fila! Păi și tu? Păi și tu ce păzești acolo de ce ești, dragă angajată? Fii atentă! Nu ai rupt foaia, nu rup nicio tăcerea relației noastre! Tu m-ai filmat ieri ca să-l favorizezi pe Pupăză, că ți-e client! Dar nu e adevărat! L-am refuzat categoric! Ah, deci ți-a propus? Știam eu că ești calul Troian al lui Pupăză, adică cala! Poftim? Am vrut să zic iapa! În momentul ăsta îți depui demisia! Fandametru, ai nebunit? Bine, au zis că l-am refuzat categoric! Am vrut chiar să-i spar camera! Și ai spart-o? N-am apucat! N-ai apucat! Că dacă eu spărgeai, nu mai vedeam imaginile pe post! Și discutam altfel! Te premiam! Dădeam o primă! Te felicitam! Dar dacă eu spărgeam, nu mai apuca lumea să vadă că muncești în weekend și nu mai creșteai în sondaje! Deci, poți să uiți de demisie? Nu, da! Tu nu! Până la prânz am demisia pe masă! Că nu din cauza ta am ieșit bine în presă! E meritul Emei, că ea mi-a adus calendarul salvator! Mă simt mult mai bine, domn Chestor! Eu. Și colegii m-au primit cu brațele deschise! Da? La propriu bănuiesc! Bzz. Ce faci, mă? N-a rămas că mă lăsăm singura! Să trăiți, domn comandant! Comandant? De când ești comandant, mai papaneț? Scuze, am fost să-i dau lui Moțar Zăhărel. Să trăiți, domn comandant! Aha, comandant? Foarte tare! Mă, băieți, mi se pare mie sau voi profitați de convalescența fetei ca să o umiliți? Ha? Afrodita, îți interzic să mai saluți pe cineva. Tu nu vezi că ăștia îți creează complexe de inferioritate? Matescule, bine că ai venit. Păi de unde dracu atâtea moște, mai secția asta? Ce ești, hazna? Ia să puneți mâna să faceți curat imediat. Faceți poliția română de râs. Da, să trăiți, am înțeles. Ei, drăcie, dracu, dă-te-mă la o parte. Bine, mă, fată, bine, de ce nu răspunzi, mă, la semnal? Ești surdă. E, pentru asta o să saluți pe toată lumea. Aaa, deci tu ai obligat-o pe Afrodita să vă salute pe toți ca șef, a? Nu, domn Chestor, doar pe mine. Așa e, Afrodito? Doar pe el trebuia să-l salut ca pe șef sau pe toți? Da, tăcerea e cel mai sugestiv răspuns. Pentru asta, Mateescule, meriți o penalizare. Am dreptate, Afrodito? Da, să trăiți. Nu asta a vrut să zică domn Chestor, dar e defazată cu 10 secunde. Ce farmă nesimțitule, o jinești față de mine? Pentru asta, timp de o săptămână, vei fi subalternul la toți de față. Ai înțeles? Sunt dure, Afrodito? Nu, să trăiți. Asta era răspunsul la întrebarea de dinainte, domn Chestor. Mateescule, vrei o lună? Am trecut. Hai, gata. Gălețile, mopurile și cu toții la șmotru, așa cum am ordonat. Ai înțeles? Dă-te-mă la o parte. Da, să trăiți. Hai, Mătescu, la treabă, ce mai stai? Pufonețule, ai nebunit? Trăi dacă eu sunt șeful secției astea. Ai fost șef, acum o săptămână ești subaltern. Așa că îți ordon să faci și treaba a mea, că eu n-am chef. Și eu la fel, Mătescule. Eu doar vă rog, că nu pot să-l mângâi pe Moțar cu mâinile pline de zoaie. Chiar poți să faci publică relația noastră, pentru că Vandama oricum mă dă afară. Cum adică te dă afară și după ce ai făcut super imagine? Păi atunci merită să te răzbun pe nemeric. Ia aici și-l filmez până când... Vandă, n-ai nicio limită! Ok, ok, m-ai convins? Poți să uiți și tu de demisie. Pupăză, scuză-mă că nu te salut, dar eu chiar am treabă la birou. O genială mișcarea. Acum, dacă ai rămas în funcție, praful îl facem. Îl luăm. Așa, așa, mai tare, că sigur trage cu ochii. Știam că așa o să facă Chitra. Că n-are nimic. Dă-i ăștia când se trezește ca să-și acopere paguba, să-și ia altă cameră. Că sigur de-aia făcea crize. Mersi. Să trăiți, domn comandant! 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 Deci nu numai că o umilești în continuare, dar ai trecut și la violențe fizice. Ok, a
atunci, timp de o lună o să fii subalternul lor. Ai înțeles? Ca să-mi vezi minte să mai faci pe vătacul în secție. Pam, pam. Pam, pam. Adică vrei să iniți... Mă faci șantierist. Vrei să inisinuiesc ceva? Eu nu zic să nu trăiască toți, dar vezi tu, unii sunt șefi și trebuie să trăiască mai mult, respectiv eu. Iar... mai mult? Și-am zis. Și să mănânce mai mult și să... și să bea și să de toate. Da, gata, măi, Afrodita, eu nu zic să nu trăim toți, dar vezi... Vrei să mă mai uit la tine? Că tu vezi, mă! Vrei să nu mă mai uit la tine, că mă uit la Chiorete? Așa, mă, ieși afară, nerușinașcule! Minte, el a zis! Ce, el a mă? Nerușinașcule! Nerușinașcule! Și poate măcar rămâi așa, așa, așa. Nu nebunești de tot. Nu renunți, bă, nu renunți, uite așa, nu renunți, nu renunți, nu nebunește, mă, da. Salută-l, salut, salut. Chiar de ce zici? Salută-l, salut. Salut. Nu știu, bă, rămâneți mai bine, așa, 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 așa. Mai bine rămâneți mata așa. Nu mi-a venit de aia cum se agravează, deloc. Și, sau, pur și simplu, nu ți se agravează boala, na. Și... nu renunți. Și sau ori, cea mă tâie este când, cea mă care ca poșa și la sus. Este pe lume plăcere mai mare. Dar de ce ești așa de vesel pupăză? Ți-a murit... ți-a murit... ta-dam, ta-ta-ra-ra. Vine domn Chestor? Vine! Aoleu! O să-și dea seama că nu mi-a revenit complet? Și o să...